Bună seara, bună seara, bune mei prieteni, sper că suntem în direct. Eu sunt emoționat pentru că am avut probleme tehnice. Eu nu m-am așteptat la problemele astea tehnice, ele nu sunt legate de deplasarea mea și de reintrarea mea grea în viața obișnuită, dar așa s-a întâmplat. Transmitem un pic pe alt canal această emisiune, sper că dumneavoastră mă vedeți și emisiunea merge în direct. Bunii mei prieteni, ne trecem de zor la treabă ca de obicei. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, nu uitați să deveniți patroni dacă vă puteți permite și să puneți like. De asemenea, vă rog foarte mult să urmăriți podcasturile mele cu Daniela Bodrug și să dați prioritate canalului Danielei Bodrug în cadrul acelor emisiuni, ca să ridicăm canalul Danielei Bodrug în ceva timp la parametri, să zicem, cel puțin ai parametrului canalului meu, pe care îl am de mulți ani de zile, dar cred că am reușit să facem asta și pentru canalul Danielei Bodrug. Trecem de zor la treabă. Eu nu o să mă opresc, dacă o să mă mai puneți întrebări, o să vă răspund pe un subiect interesant pentru mine, activitatea mea de pilot, pe care vreau să o scot tot mai mult în evidență. Eu zbor cu zborul de agrement pentru Aeroteam Moldova și pentru mine activitatea asta este una nu numai de suflet, dar este, cred că, vocația vieții mele. Eu aș fi dorit să devin și instructor de aviație, nu am timp pentru asta, deși aș fi putut, cred că, să devin un instructor bun de aviație, pentru că am și studii pedagogice și sunt pilot cu experiență de mult timp. Iar acum, recent, am făcut o deplasare, așa cum vă spuneam, am făcut un zbor deasupra întregii Europe, din Danemarca până în Chișinău, cu multe provocări. Vreau doar să înțeleagă că atunci când vorbesc despre subiectul ăsta, zborul a fost în siguranță maximă. Atunci când noi vorbim despre anumite provocări, asta nu înseamnă că aceste provocări sunt legate de siguranța zborului, pentru că noi avem experiență multă. Aceste provocări sunt legate doar de responsabilitatea noastră ca lucrurile să meargă așa cum trebuie să meargă, adică fără abatere de la regulamentele aviatice. Spre exemplu, când îi spuneam cuiva de faptul că am aterizat la un alt aerodrom decât cel programat din cauza deja combustibilului puțin în rezervoare, mă refeream doar la faptul nu că nu mai rămânea combustibil în rezervoare, ci pentru faptul că dacă mergeam până la aerodromul de destinație, riscam să rămân cu o cantitate mică de combustibil. Noi nu putem permite lucrul ăsta să-l facem nici atunci când zburăm fără pasageri, dar cu atât mai mult atunci când zburăm cu pasageri. Vreau să vă spun că există multă lume care este interesată de aviație după ce a zburat cu mine. Eu nu pur și simplu zbor cu niște oameni. Eu atunci când zbor le povestesc despre aviație. Eu încerc să-i aduc în ocupația asta și să le spun că adevăratul zbor, adevăratul vis al omului, dacă dorește să zboare, și îl poate îndeplini numai zburând cu un avion al aviației generale, ceea ce numim noi aviație generală. Asta e vorba de avioane care zboară așa cum zburau avioanele la începutul ierii aviației. Aviația de linie, aviația în care zboară toată lumea, ea s-a dus deja un pic în alt domeniu. Acolo cred că dacă ar exista posibilitatea de a reglementa juridic foarte bine responsabilitatea sau cine își ia responsabilitatea pentru un zbor sau altul, așa cum e și în cazul dronilor, cred că deja de mult, nu de mult, dar deja s-ar trece încetişor la înlăturarea echipajului din cockpitul avionului. Adică acolo politica marilor companii aviatice este să excludă factorul uman din proces și l-au și exclus deja aproape în proporție de 100%, omul fiind doar operator de zbor acolo, nemai fiind pilot. Noi să zburăm cu virajuri interesante, noi zburăm cu farme, cu zborul așa cum este el în realitate. Așa cum vă spuneam, avionul de linie deja nu mai dă senzația asta. Eu am avut o provocare foarte frumoasă să zbor de pe aerodrom pe aerodrom. În tot zborul ăsta am aterizat pe 8 aerodromuri, dintre care parte aeroporturi, dar altă chiar piste de aterizare, așa cum a fost pe aerodromul de Zmir din Cluj, unde am aterizat pe aeroportul internațional Chișinău odată cu apusul soarelui, și a doua zi dimineață, zic eu, am sărit peste gard, pentru că aerodromul de Zmir, aerodromul Aeroclubului României, este chiar peste gardul aeroportului internațional
Cluj, unde am venit și am aterizat acolo. E o chestie destul de interesantă pentru un pilot și dacă veniți să zburați cu noi la Horești, o să vă convingeți de acest lucru. Niște băieți tineri care sunt niște extraordinari entuziaști, au făcut pe Instagram o rețea de prieteni ai aviației, unde fac publicitate zborurilor noastre și au venit și au zburat cu noi și Iulian Crețu și au venit mai mulți blogeri care au făcut publicitate zborurilor astea și eu chiar am bucurie de la zborurile astea. Chit că acești oameni care zboară cu noi ne ajută să întreținem aviația asta pentru că ea este foarte costisitoare și eu nu mi-aș fi putut permite să am atâtea ore de zbor dacă nu erau oamenii care împart cheltuielile noastre și care ne ajută să menținem această aviație pe o anumită linie de plutire. Avionul ăsta cu care am venit eu din Danemarca va fi înscris aici în Republica Moldova, vom trece toate procedurile birocratice în Republica Moldova și îndemn și pe alții care aduc avioane în Republica Moldova să nu le lese pe înregistrare europeană și să le treacă pe înregistrată moldovenească, chiar dacă există o sumedenie de probleme legate de faptul că și birocrația de aici încă nu cunoaște toate reglementările sau încă nu s-a ajuns până la implementarea lor pe deplin, deși foarte multe lucruri s-au făcut în aviație. Eu vă asigur că în aviație s-a făcut integrarea europeană mult mai rapid și mult mai departe decât s-a făcut în alte domenii și din cauza cerințelor foarte mari care sunt. Eu pun punct acum pe subiectul ăsta și trec la problemele noastre. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, deveniți patroni dacă vă puteți permite și abonați-vă și la canalul Danielei Bodrug și fiți alături de noi pentru că vă asigur că atât de la mine cât și de la Daniela Bodrug o să auziți lucruri interesante care poate să vă prindă bine în intenția noastră de a vă lămuri în ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Pot să vă spun că Republica Moldova, din păcate, și nu vă spun pentru ca dumneavoastră să disperați, pentru că eu nu pot să provoc mai multă disperare decât au provocat această guvernare, care de când au venit la guvernare și până acum au creat condiții pentru un exod și mai mare a populației de aici. Deci după unele estimări, cam 180.000 de moldoveni au mai părăsit Republica Moldova, iar eu vă asigur, cunoscând țara asta de mai mult timp, țară, vorba vine de țară, dar mă rog, deci cunoscând țara asta, hai să spunem, statul ăsta handicapat așa cum este el de mai mult timp, pot să vă asigur că acum se văd semne clare că nu mai există capacitate de administrare a treburilor acestui stat. Nu mai există capacitate umană. Deci nu poate statul ăsta la nesfârșit să, așa ca un organism uman, nu poate ca la nesfârșit să aibă scurgeri sanguine, adică pierderi de sânge și creierul omului și tot ceea ce este organismul biologic să funcționeze normal. Așa statul ăsta nu poate funcționa după atâta hemoragie umană care a plecat din țara asta și credeți-mă, au plecat cei mai activi, au plecat cei mai buni. Eu nu zic că nu au rămas buni aici în țară, suficient, dar nu au rămas suficienți. Deci cei care au rămas nu mai există masa critică ca să poți administra treburile statului și eu să vă pot dovedi lucrul ăsta. Speranța mea, exprimată în primele zile după ce ăștia au câștigat alegerile, chiar dacă eu n-am votat pentru ei, eu la un moment dat am spus, mergeți și votați dacă puteți, eu nu puteam. Dar asta contează mai puțin acum, a doua zi după aceste alegeri, am spus, oameni buni, ei au o șansă să schimbi țara asta. Când am văzut câte voturi au luat, am zis, hai să opresc criticile mele și să le dăm șansa asta. Să devină detașament de sacrificiu, să facă ceea ce n-am putut noi face în 30 de ani. Cu atât mai mult că ei erau tineri, adică au venit la guvernare nici măcar deci cei care erau din generația mea a Mișcării de Eliberare Națională, pentru că ăștia am impresia că cei care ies în spațiu public s-au smintit. Deci ăștia, așa cum spuneam ieri în podcastul cu Daniela Bodrug, ăștia sunt, adresa lor este grădina Maicii Domnului. Păi suntem casă de nebuni, iar ei sunt rădăcini de foc ai Basarabiei și trăiesc într-o paradigmă putrezită, învechită. Eu nu știu dacă mai apăream în spațiu public dacă nu făceam efortul ăsta să vă vorbesc acum de pe înălțimea vremurilor la care am ajuns noi.
Eu am făcut exercițiul ăsta permanent, să vorbesc în alt termen, să vorbesc altfel, să vă spun despre modernitate, nu despre istoria noastră care contează, dar nu pentru ea, nu mai contează în uzualitatea cotidiană. Ea contează doar să ne dăm seama ce boli am avut noi altădată și eu astăzi o să vă vorbesc despre lucrul ăsta. Adică veniți la guvernare, nu rădăcinile de foc ai Basarabiei ăștia care se dau unioniști acum și care vorbesc în termenii unioniști din anii 90. Și eu sunt unionist, dar nu trăiesc în grădina Maicii Domnului, trăiesc într-o lume reală. Iar eu credeam că a venit o generație, deja copiii lor, care au deja studii europene, au înțelegerea faptului că trăim în alte dimensiuni și ceea ce se așteptam eu de la dânsii, că ei cu mandatele pe care le-au luat modifică ceea ce am pierdut noi în 94. Eu vă amintesc că în 89-91, aici în Republica Moldova s-a produs o revoluție națională. O mișcare de eliberare națională atunci a culminat cu declarația de independență și acel act ne face mândri. Acel act al declarației de independență a fost documentul de constituire a noastră ca comunitate de oameni. Din acel act al declarației de independență se deducea unirea, de fapt. Era imnul Deșteaptă România alături de actul acela. În actul acela sunt scrise pașii pe care putem noi să-i facem mai departe, numai că după asta s-au produs niște alegeri și în urma acelor alegeri au câștigat agrarienii și Interfrontul, cu care noi ne-am bătut și cu care i-am învins în lupta noastră pentru eliberare națională, care au pierdut războiul pentru că Uniunea Sovietică s-a desființat, pentru că Puciul n-a reușit, iar ei până în ziua Până a venit la putere în 94, ei erau împotriva independenței Republicii Moldova. Și independența asta pe care o avem noi nu este independența pe care am căpătat-o noi în 89-91, ci așa cum au schimonosit-o ei, pentru că au înțeles și au primit, ei erau coloana a cincea, au primit direct ordinii de la Moscova să bage neutralitatea asta în Constituție, să modifice sensul independenței acestei republici și noi ne-am pomenit cu o Constituție care este împotriva declarației de independență, cu bombe, cu efect întârziat, care explodează și până acum din când în când, cu statutul Găgăuziei, că ei au dreptul la autodeterminare scris pe urmă în legea lor, dar reiese din articolul 11 a Constituției, cu limba moldovenească, care era în declarația de independență, cu neutralitatea permanentă. Astea sunt și pe urmă conșir alte chestiuni care nu ne-au permis să construim un stat cât de cât normal. Domnule, ăștia au venit cu o majoritate care era foarte aproape de majoritate constituțională și cu puțin efort puteau în acest Parlament să obțină majoritate constituțională printr-o muncă intensă cu alți deputați care au ajuns în Parlament, pentru că oportuniști sunt și aia. Și era posibilitatea pentru a modifica această Constituție. Domnule, ăștia acum vin. Maia Sandu acum nu face integrare europeană. Bunii mei prieteni, eu am ascultat în cea mai mare parte ultimele consultări care le-au făcut ei. Cu Boțan, cu Tănase, cu... Domnule, dar apropo Tănase, care înțeleg că este consultantul lor acum. Apropo Tănase, nu-i slava, nu-i privet slava. Deci Stoianoglu era privet slava, dar Tănase, care a făcut atâtea minunății, care a fost salariatul lui Plahotniuc și care a făcut atâtea îmbârligături în Curtea Constituțională, Tănase nu este privet slava. Este o înregistrare telefonică cu Tănase și Platon. Asta nu o să mai ia în considerație. Vă spun, Maia Sandu va avea mână liberă dacă câștigă al doilea mandat pe toți ăștia, Tănase, Lupu și alții, să le dea funcții în statul Republica Moldova. Eu n-am nimic cu Tănase. Are un limbaj inteligibil, îi merge trotineta, are papagal, se declară român. Dar personal n-am nimic.
Da, avem background-ul ăsta. Și acum, în general, nu i-aș fi adus critici. Daniela Bodruga a trecut peste el ieri și m-a impulsionat la discursul ăsta și astăzi am văzut ce spune el. Eu n-aș fi avut, că nu, el nu-i Boțan. Boțan ăla are câte o bombă în fiecare zi subțoară când vine în spațiu public. Are dreptate Daniela, ăsta în mod sigur seamănă ca KGB-ist. Sau cel puțin vorbește ca un om pus aici pe mult timp să încurce lucrurile. Tănase e din asta categorie, chiar dacă are background-ul ăsta. Dar acum e consultantul lor și ne spune că această agendă falsă a Maiei Sandu este tocmai exact ceea ce ne trebuie nou. Referendum. Dincolo de faptul că este o acțiune extrem de riscantă, ea nu este altceva decât agenda electorală a Maiei Sandu. Plahotniuc făcea agenda publică, dar până și agenda lui Plahotniuc n-a fost atât de ipocrită ca a Maiei Sandu. Deci, acum, ca să încerc eu să vă spun, nefiind jurist, și luați ceea ce vă spun eu, dar doar ca o percepție subiectivă a unui om care nu își arogă, știu eu, competență de jurist, că nici nu sunt. Deci, ca un om care am experiență, care am fost de două ori deputat, care am lucrat în funcții de stat până a fi deputat și pe urmă, ascultați-mă ce vă spun eu acum. Această guvernare avea posibilitatea să revizuiască această Constituție care, v-am spus, constituie contra-revoluția împotriva revoluției noastre din anii 90. Deci era șansa asta și eu aș fi fost alături de ei dacă noi chiar făceam o modificare a Constituției. Eu cred că Maia Sandu nu este interesată de modificarea Constituției, este interesată doar de referendumul, care este capcana ei pentru niște voturi pe care să le primească ea în campania asta electorală care vine. Uitați-o cum provoacă ea în fiecare zi teme de campanie electorală. Ce caută, domnule, ea în fiecare zi în Găgăuzie acum? Nu vă puneți întrebarea că ea, care n-a fost 3 ani în Găgăuzie, acum încearcă să provoace acolo, știu eu, manifestări ale găgăuzilor ca moldovenii să se ridice, să o apere? Nu vă gândiți la asta? Nu vă gândiți că omul ăsta, omușorul ăsta, Maia Sandu, nu are nicio treabă cu Republica Moldova și cu interesul dumneavoastră, a celor care părăsiți în disperare țara asta? Deci ei vor să adopte un text al Constituției sau prins cei ce le-au spus juriștii adevărați, nu patrioții. Nu juriștii patrioți, Doamne ferește să ajungeți să fiți judecat vreodată într-un caz de drept comun de un jurist patriot. Doamne ferește să pățiți dumneavoastră ca cetățean ceea ce pățim noi ca și colectivitate de oameni, când nouă acum ne diriguiesc, ne drămăluiesc Constituția și legile țării, juriști patrioți. Nu juriști adevărați ca Eșanu, dar juriști patrioți care acționează din spirit patriotic, nu din spirit justițiar. Că așa acționează Tănase. Eu nu știu dacă... măi, nu știu cum să-l numesc pe ăla. Nu știu dacă buricul ăla de pașa, care am înțeles că este, domnule, este expertul lor de serviciu, este materia lor cenușie. Nici nu știu dacă este jurist, că l-a spune la presneală, dar ăsta care e jurist, Tănase, care este considerat, este perceput, bă, ăștia spun că textul ăsta pe care l-au făcut ei ar fi foarte bun. Că dacă înțeleg eu corect cei ce au ei în vedere, că dacă moldovenii răspund în cadrul referendumului că ei sunt de acord cu integrarea europeană, nu cu aderarea, zic ei, ci cu procesul de integrare. Și aici e o chestie, dar mai vedem. Deci, dacă moldovenii sunt de acord cu așa ceva, atunci Parlamentul poate adopta
o lege constituțională nu cu două treimi așa cum prevede Constituția, ci cu doar cu 50+1. Asta înțeleg eu că vor ei să facă. Pentru că aud de la alți juriști că le spun, băi, nu-i posibil așa ceva. Dar ceea ce este sigur, acești oameni încearcă să eludeze legea supremă, încearcă să o eludeze prin tertipuri juridice, având la bază o escrocherie politică pe care o face Maia Sandu acum în raport cu moldovenii ăștia amărâți care au mai rămas și care au plecat, dar care încă o mai cred. Asta se întâmplă. Dumneavoastră, cei care o credeți și care acceptați ca să obțineți un rezultat pozitiv prin asemenea metodă, nu credeți cumva, nu vă gândiți dumneavoastră că asta e sminteală? Că asta ni se poate întoarce înapoi de la cei care pot obține câștig electoral și să ne taie orice șansă pentru totdeauna? Ei vor să bage în preambulul Constituției, pe care o lasă handicapat, așa cum a adoptat-o agrarienii în alte capitole. Deci, ei vor să bage în preambulul Constituției o chestiune foarte delicată, în care să vorbească despre identitatea noastră europeană. Fiți atenți ce vă spun eu acum. Nu pentru că eu sunt expert sau că eu... Fiți atenți la punctul meu de vedere subiectiv. Dacă aveți cât de cât discernământ, spuneți-mi, vă rog, de unde vine identitatea asta a noastră europeană? De unde avem noi identitatea europeană? România știm de unde. România știm că are parțial, din punct de vedere istoric, identitatea europeană. România, la mijlocul secolului trecut, nu trecut, la mijlocul secolului XIX, a avut o generație pe care am numit-o generația pașoptistă, așa cum s-a numit ea și în Europa, care a scos România, nu definitiv, dar a făcut un pas mare, a scos România din a scos România din Balcani și a adus-o, când vorbesc România, mă refer la Muntenia, la partea balcanică a României, pentru că Ardealul era în Imperiul Austro-Ungar. Deja era integrat în Europa. La 1848, generația pașoptistă scoate Bizanțul nostru românesc, Bizanțul nostru, Bizanț, am spus, rusești sunt Bizanț, Bizantia, Bizanțul, scoate Bizanțul nostru românesc, îl scoate din Bizanț, îl scoate în Europa. Și România face, prin elitele de atunci, inclusiv Eminescu, Maiorescu, deci alții care au fost, care s-au ocupat de politică, care au organizat pe urmă aducerea unui rege german, altul decât din generația Habsburgilor, un Hohenzoller îl aduce la București, și prin unirea cu Moldova, fără Basarabia, fiți atenți, fac acest salt spre Europa. Iată, acolo, în România noastră, putem vorbi despre o identitate europeană și românească cu o vechime, cu întreruperi, desigur, în perioada comunistă, dar cu o vechime de mai mult de un secol. Noi, spuneți-mi, vă rog, noi, Basarabia, cu 22 de ani de Românie, mă refer la perioada interbelică, și cu 30 de ani de șchiopătare spre Europa, nu vi se pare că suntem smintiți atunci când băgăm în Constituție identitatea noastră europeană? Noi având doar identitate românească, în mare parte,
Doar identitatea românească este cea palpabilă. Mă refer pentru partea conștientă a populației, dar și pentru etnia românească care își spune moldovenească și care încă nu acceptă că sunt români, dar vor identitate europeană. Ei, ne înțelegând măcar că sunt români, noastră, vă dați seama ce terci în capitele noastre și Maia Sandu, care mai că își arăta identitatea românească, care, apropo, are pașaport românesc, dar nu vezi și recunoască o identitate românească, dar ea cu toată liota ei desmintiți, vor să bage în preambulul Constituției identitatea europeană. Da! Noi s-ar putea, prin integrare europeană, să căpătăm în timp identitatea europeană. Da, acum nu o avem. Cum o băgăm în Constituție chestia asta? Și europenii se vor uita la noi ca la niște tupeiști, primitivi, care nu știm ce vrem. Iar acum, pentru un înțeles mai comun, haideți să vă mai spun ceva. Da, dumneavoastră, nu credeți că chestia asta vine din complexe personale, din neîmpliniri personale, din identitate moldovenească, că la moldoveni, cum își creează moldovenii noua entitate familiară, noua celulă, după ce pleacă din familia lor, de la părinți? Ce se întâmplă? Se căsătoresc moldovenii, da? Ca și în toată lumea. Dar la moldoveni, cum se întâmplă lucrul ăsta? Probabil că și în altă lume se mai întâmplă lucrul ăsta, dar la moldoveni tradiția asta e impregnată în toate. Pentru moldoveni, nunta este mai importantă decât căsnicia. La nuntă, moldovenii, părinții fac două insulturi și trei infarcturi fiecare, își scurtează zilele cu 10-20 de ani și după asta le mai rămâne să mai gâfâie, să-și vadă nepoții și să ducă la cimitir după o nuntă făcută la moldoveni. După cât trebuie să plătească și să-și consumi nervi pentru o nuntă ca să apară bine în fața tuturor. Dar moldovenii mai au încă logodnă. Și ăștia văd integrarea noastră europeană nu ca o căsnicie în Uniunea Europeană, pentru că la moldoveni căsnicia contează mai puțin, ci ca o nuntă, dar nunta era și până acum văzută de moldoveni când vorbim de integrare europeană. Maia Sandu acum vorbește despre o logodnă, nu despre nuntă. Eu, slavă Domnului, că despre logodnă vorbește, că poate ei ar fi plăcut să în viața ei să fie mireasă furată. Ca la moldoveni, că existau câteva ritualuri de căsătorie. Furtul miresei, dacă o fura logodna, dacă pleca băiatul la armată și să nu-l părăsească fata, să logodea cu dânsa. Despre asta vorbim acum când vorbim despre integrare europeană. Vă vorbesc într-un limbaj rudimentar acum, dar ca să ne batem joc de noi, că alte ieșiri nu avem. Pentru că chestia asta cu cei ce fac ei acum cu agenda asta a Maia Sandu de integrare europeană, e casă de nebuni. Și vă spun un lucru foarte important acum. Dacă cumva Curtea Constituțională dă un aviz pozitiv, că am înțeles că au trimis deja sminteala asta la Curtea Constituțională, dacă dau un aviz Constituției, dau smintele astea, prostie. Daniela Bodruga a numit-o prostie și hai să o numim prostie omenească. Dacă îi dau cumva curs acestei prostii, noi va trebui după asta să constatăm caracterul eșuat a statului. N-avem altă ieșire. Statul va eșua din acea clipă. Pentru că nimeni din Uniunea Europeană nu cred că în timp nu va putea să înghită aceste derapaje. Dar cei ce face ea acum sunt derapași peste derapași. Eu mai spun două chestii sau doar una. O spun așa,
Luați-o într-o glumă și după asta trecem să vă răspund la întrebări. E oarecum notă personală aici. Eu, într-adevăr, am venit obosit din deplasarea asta și nu prea aveam chef să mă uit la... să recuperez ieri, vorba. Ieri eram obosit și azi dimineață și nu prea aveam chef să revin în forță la recuperarea știrilor. Și privirea mea, uitându-mă pe YouTube, se oprește asupra emisiunii lui Gheorghe Gonța cu Năstase. Am privit acea emisiune și am zis că trebuie să-i retrag lui Năstase titlul de prostul satului. Adică, cum să vă zic, nu pentru că el s-a schimbat, el e un personaj la fel de pitoresc, eu mi-era dor de el, era un personaj atât de pitoresc, eu nu mai vreau să folosesc cuvinte de ocară în adresa lui, pentru că personajul nu mai contează politic. Dar am zis că trebuie luat pentru că el rămâne un oarecare, dar titlul de prostul satului nu mai poate aparține pentru că el trebuie să aparține unei persoane cu influență, unei persoane publice, pentru că prostul satului era o instituție, era un institut, era un personaj care avea influență asupra satului, cum era președintele de colhoz, cum era președintele Sovietului Sătesc, președintele sindicatului, cine mai era acolo. Prostul satului era un fel de lider neformal care avea funcția lui. El era întotdeauna carismatic, el era suficient de prost și el trebuia să spună lucrurile în așa fel încât dacă nu mergea, deci dacă președintele de colhoz și altcineva vreau să testeze pe la raion ceva atunci când făcea o adunare, trebuia să o enunțe chestia asta prostul satului și dacă propunerea era bună o făceau și ei, dacă propunerea era proastă spuneai, dar ce vrei, e un prost. Ce vrei de la el? Asta era funcția prostului satului, adică el avea o funcție importantă. Și în sensul ăsta, Năstase a servit foarte bine cauzei Mae Sandu, deci în calitatea lui de prost satului. Și eu am cam întârziat cu chestia asta și acum o luăm de la el și o dăm lui Grosu. Dom'le, ăsta are, nu-i chiar așa de bun ca Năstase. E la fel de prost, dar nu-i chiar așa de carismatic, nu are... Domnule, ăsta, dar apropo, Năstase a avut, aici chiar fără ironie, i s-a adresat Mae Sandu cu doamna guvernare. Aici îi pun nota 10. Domnule, asta nici măcar nu-i prostie. Deci, e bine să vă adresați cu toții doamna guvernare, Mae Sandu. Doamna guvernare, doamna referendum, doamna, ce mai este ea? Doamna justiție, doamna... Curte Constituțională, doamna orice, doamna Găgăuzie Mae Sandu, că pe acolo îi curg mucii acum, doamna Șor Mae Sandu, doamna, tot ce vrei doamna Mae Sandu acum. Dar aici jos pălăria prostul satului, gata, nu mai este prostul satului Năstase, titlul de prostul satului trece la gros. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Doamna Integrare Europeană, mulțumesc Daniel. Deci, doamna integrare europeană, cât de bine somnă doamna integrare europeană. Deci, trebuie să vă răspund la întrebare. Domnul Mocanu, Parlamentul de la Chișinău se ridică deja a doua oară pentru o cauză rusească. Crocus, cred că e vorba de acolo unde au murit oameni. Au mai făcut-o pentru Navalny, dar pentru Ucraina, de ce nu se începe fiecare sesiune cu un minut de reculegere? Haideți să nu-i judecăm atât de aspru. Și eu aș fi vrut așa să se întâmple. Dar pornim de la faptul că Uniunea Europeană a făcut mult pentru Ucraina și face și acum. Eu cred că acum Uniunea Europeană face chiar mai mult decât Statele Unite ale Americii, care este într-o pană și într-un hiatus mulțumesc. Eu am greșit. Mi-a scăpat mie. Wow. Stați o clipă. Eu am greșit. Mulțumesc că... Deci, domnul Mocanu, Parlamentul de la Chișinău, nu Parlamentul Uniunii. Deci, Parlamentul de la Chișinău s-a ridicat și pentru...
Nu-i ce să vă spun. Nu-i ce să vă spun. Acolo, într-adevăr, au murit oameni nevinovați. Dar oamenii aceia, țara lor este într-un război și omoară ucrainieni. În fiecare zi, ucrainieni mor mai mulți decât au murit acolo. Iar Parlamentul Republicii Moldova face chestia asta. Este incredibil. Este pur și simplu. Eu n-am știut lucrul ăsta. Știi? I-am criticat atunci cu Navalny și acum mi-ați spus chestia asta. E vorba de terciu din capitele lor, oameni buni. E vorba de prostie din capitele lor care nu are margini. Ce sunt vizitele mai Sandu în Găgăuzia? Ba merge pe drum de ocolire, ba cordoane de poliție cu o apără de două bătrâni. Deci Maia Sandu merge să provoace găgăuzii. Merge să provoace găgăuzii și eu mă tem că poate provoca încă multe alte lucruri acolo. Maia Sandu are nevoie de campanie electorală, iar campanie electorală și-o poate face doar dacă reușește să îi trezească pe moldoveni, dar moldovenii vor veni la urnele de vot să lupte împotriva cuiva. Împotriva rușilor, moldovenii nu pot lupta, pentru chiar Maia Sandu i-a chemat la pace și chiar dacă Maia Sandu formal este de partea Ucrainei, moldovenii știu că Maia Sandu luptă pentru pace. Iar și ea nu poate face mai mult acolo. Și acum îi pare ei că cea mai nevinovată agendă și cea mai puțin periculoasă agendă este lupta cu găgăuzii, care o ofensează pe Maia Sandu, care sunt împotriva Maia Sandu. Ea de acolo merge, ea merge să stârnească anti-moldovenism, cum ar veni în Găgăuzia, ca să-i ridice pe moldoveni la luptă. Jocurile astea se pot termina urât. Domnul Ocanu, o părere despre numirea lui Danilov ca ambasador în Republica Moldova. Haideți să nu vă spun părerea asta, ca să vă îndemn să intrați pe canalul de YouTube al Mai Sa... Doamne! Să intrați pe canalul de YouTube La Sicora, care este al Danielii Bodrug, în podcastul pe care l-am făcut noi ieri, și să priviți momentul ăsta unde noi cu Daniela am vorbit despre numirea lui Danilo. E interesant momentul acela. Domnul Mocanu, Ignatiev este în căutare în Ucraina, iar ai noștri deja se fac că plouă. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ignatiev, din câte înțeleg, este omologul hărnicuțului, furnicii noastre de reîntregire a țării pe nume Serebrian. Deci el e partenerul dialog al actualei guvernări. Cum parteneri de dialog sunt și Krasnoselski și înțelegerea noastră cu separatiștii este dulce în continuare. Și avem lumină ieftină din colaborarea cu separatiștii. Iar noi vrem să fim respectați în același timp de ucraineni care varsă sânge în fiecare zi. Alexandru Tănase, s-a arătat vădit, iritat de întrebarea despre o ipotetică revenire la alegerea președintelui în Parlament printr-o decizie a Curții Constituționale. E imposibil, zice el. Actuala variantă a lui Tănase îmi aduce aminte de el în 2014, când era în PLDM, un motan gras care căuta o rază de soare ca să stea întins pe acolo. Bine, mersi. Dumneavoastră, ce credeți? Eu cred că trebuie să semnez sub mesajul dumneavoastră și să zic că sunt total de acord cu ceea ce spuneți. Pentru că Tănase este omul care a servit statul capturat. Este omul care l-a servit pe Plahotniuc. Eu am toate motivele să cred că Tănase a avut salariu de la Plahotniuc.
așa cum a avut alt președinte a Curții Constituționale și l-a servit Plahotniuc. Eu asta știu din perioada statului capturat. Plahotniuc, pe urmă, l-a constrâns pe Tănase să se devină ministru justiției într-un guvern al lui Plahotniuc. Deci astea știm despre Tănase. Iar eu, pentru actuala guvernare și pentru Maia Sandu, sunt consilierul lui Voronin. Iar Tănase miroase plăcut, ca o floricică de mai. De maia. Tănase, cu o curte constituțională capturată, în statul capturat, a modificat Constituția, ori Curtea Constituțională nu poate modifica Constituția. Deci Curtea Constituțională nu are asemenea drept. Voalat de a reproșat ieri sau alalta ieri în cadrul acelor consultări, juristul negru, profesorul negru, i-a reproșat lui Tănase chestia asta într-un mod subtil. Iar Tănase, acum înțeleg că este unul din instrumentele destul de ascuțite și de sofisticate a actualei guvernări la acest derapaj constituțional a Maiei Sandu. Un sondaj IMAS, 40% încă în sondajul IMAS, iertați că greșesc, sunt ușor dislexic astăzi și altă dată mai am păcatul ăsta, dar e ușoară oboseală pe care o am. În sondajul IMAS, 40% îl adoră pe Putin, iar pro-referendum sunt vreo 45. Unde ne pomenim noi cu așa cifre la referendum? Asta e nebunie curată. Subsemnez. Asta e marea problemă în care ne duce Maia Sandu. Dar vă amintesc că eu o bănuiesc pe Maia Sandu de faptul că ea nu este interesată ca după eșecul lor în Republica Moldova să vină vreo guvernare pro-europeană. Ea este interesată de propriul sufletel și de propriul beneficiu ca după ea să vină potopul. Iar ea, aflată deja în Occident, să ajungă un personaj disident, una care a pierdut o luptă, s-o poartă pe brațe toți ca pe Navalny, ca pe soția lui Zelenski. Asta este agenda Maiei Sandu, care o impune moldovenilor. Domnul Ocanu, dacă ar fi ca pilot, dacă ar fi să pilotați un avion dintre cele care au participat în al doilea război mondial, cum ar fi? Mulțumesc! Cum ar fi? L-aș pilota. Dacă aș avea ocazia, aș pilota un Mustang, un P-51. Mustangul a fost topul, deci ultimul avion în linia avioanelor cu motoare cu ardere internă. El a atins ca și aerodinamică și motorul care stătea pe el, un motor extraordinar, l-am văzut acum la Muzeul Aviației din orașul unde era aerodromul ăsta de unde am venit cu avionul. Stauning se numește orașul. Acolo este și un muzeu al aviației. Prietenul meu, Peter, care a vândut avionul ăsta, pot să-i spun prietenul, el mi-a permis și o să vină în Chișinău, care mi-a demonstrat că așa cum spuneam, eu i-am spus lui că Peter, you proved that there is nothing written in state of Denmark.
Deci nu este nimic putred în statul Danimarca de la Shakespeare. El a prins această glumă. Deci avea și un motor Merlin, Rolls-Royce Merlin, care stătea pe Mustangul ăsta. El a stat și pe Spitfire. Deci eu, dacă aș avea posibilitatea să zbor pe un avion de ăla, ar fi un Mustang sau un Spitfire. Eu în copilărie am citit, mi-a adus taică-meu, el învăța atunci la Moscova, la drept, și mi-a adus din Moscova, mi-a adus, că aici nu era chestia asta, mi-a adus o carte despre avioane, era despre lupta pentru Britania. Și eu știam toate avioanele astea din copilărie. Aș zbura cu un Mustang sau cu un Spitfire. Deci asta aș face. Domnul Mocan, ce părere aveți despre scandalul de la Boeing, în care whistleblower-ul a fost asasinat pentru scurgere de informații despre corupție și lipsa normelor de siguranță la companie? Eu nu cunosc cazul ăsta, dar eu, ca să fiu sincer, eu mă interesez de toată aviația, dar eu am domeniul meu în aviație. Eu sunt pilot al aviației generale. Nu că mie îmi place să mă uit cum zboară Airbus-urile, Boeing-urile. Am zburat spre Copenhaga într-un Airbus de la Iași, dar eu sunt pilot al avioanelor, al avioanelor unde muncesc la manșe atâta timp cât zbor, de la decolare până la aterizare. În avioanele despre care îmi vorbiți dumneavoastră, eu mi-am pierdut un pic interesul pentru ele, pentru că acolo piloții sunt operatori de zbor și lucrează cu computerele de la bord, nu cu avionul. Așa că eu nu cunosc cazul ăsta tragic despre care vorbiți. Eu am un principiu, să merg mereu la alegeri. Cineva, aveți bun principiu. Eu am principiu să nu merg decât la alegerile în care am ce alege, pentru că noi, dincolo de dreptul de a alege, avem și dreptul de a nu alege. Iar atunci când nu ai alegere, ai dreptul să nu mergi la vot. Dacă la prezidențiale va fi Sandu și Dodon, pe cine eu să votez dacă pe ambii îi socot de gunoi? Nu vă duceți la vot. De ce să vă băgați capul în gunoi? Noastră aveți dreptul și să nu votați în ziua aia. Ocupați-vă de ceva care vă-i plăcut. Ocupați-vă de copiii dumneavoastră, de rudele dumneavoastră, și prin asta nu o să faceți vreun rău țării. O să faceți un bine țării, că vă bateți joc, îi ignorați pe cei care și-au bătut joc de țară până în momentul acela. Ce s-a întâmplat cu aeroclubul? Cum, în ce companie activați? Eu am fost președinte aeroclubului din Chișinău 10 ani. Eu am renovat aeroclubul acela împreună cu bunul meu prieten, instructorul meu, Nicolae Podubnui, care acum este ca o rudă apropiată. La un moment dat, acolo au venit o masă critică de moldoveni cu alte interese, care au considerat că, da, eu n-am avut niciodată derapaje antidemocratice. Eu au considerat că trebuie să aleagă pe altcineva în conducerea aeroclubului. Între timp, eu am fost constrâns să plec de la aerodromul, e o istorie lungă, să plec de la aerodromul Vadului Vodă la Hurăști. Fără să plec din aeroclub, am fost la ședințele lor în fiecare an, am plătit cotizațiile, nu eram într-o relație bună cu conducerea lor, dar în rest am ținut legătură cu toți piloții. Eu, ca să mă înțelegeți pe mine, anul trecut eu am zburat 530 de ore. Niciun pilot de linie, sau un pilot de linie cred că zboară atâta, să află în cockpitul avionului vreo 500 și ceva de ore. Eu am zburat cu sute, cu mii de moldoveni, cu mii de oameni care au venit, nu numai moldoveni. Și am promovat aviația asta. Și am fost în aeroclubul Chișinău, ca să aflu acum nu de mult că eu am fost dat afară încă în ianuarie din aeroclubul Chișinău, fără nicio explicație și fără să mă anunțe că am fost dat afară din aeroclubul Chișinău. Eu o să mă bat să revin în aeroclubul Chișinău. Am aflat întâmplător când am vrut să plătesc cotizația anuală. Deci iată, asta mi se întâmplă. Asta mi se poate întâmpla și noastră în alte comunități de moldoveni.
Și asta au făcut-o ei. De ce au făcut-o? Nici măcar n-am primit explicație de ce au făcut chestia asta. Dar eu o să lămuresc lucrul ăsta. Adică pentru că asta nu-mi ia mie dreptul de a zbura. Eu zbor cu niște băieți tineri care promovează aviația, pe care îi găsiți pe Instagram, care se numesc Aerotim Moldova, și zbor cu oamenii pe care îi aduc ei, pe care îi interesează ei de zbor și pe care ei, care vin în avionul cu care zbor eu, să întrebați pe oricine sau dacă vreți să vă convingeți, veniți și zborați cu mine. Cu avionul sportiv cu care zbor eu sau în foarte curând timp o să zbor și cu avionul ăsta pe care l-am adus acum din Danimarca. Veniți și zburați cu familia dumneavoastră și dacă o să-i rugați pe băieți să zburați cu mine, acolo zboare alt pilot. Dar dacă o să-i rugați pe băieți să zburați cu mine, vin eu și zbor pe avionul acela de 4 locuri cu dumneavoastră. Și o să aveți și fotografii cu mine, și vocea cu mine, și film cu mine, și tot ceea ce o să doriți, eu o să vă ofer, ba mai mult decât atât. Haideți să fac o provocare acum. Eu îi chem pe politicieni, pe oricare dintre ei. Și nu mă interesează cine sunt ei, pentru că atunci când vin să zboare cu mine, veniți și zburați. Veniți și poate deveniți alții. Nu vă reproșez nimic, nu vă întreb ce hram purtați. Veniți și zburați, că unii au venit și au zburat cu mine. Acum îl deconectăm toată politica și veniți și vă i-am promis lui Renato Usatăi când mă suna. Vine Renato și zboară, veniți alții, vine Maia Sandu și zboară. Te așez și te tratez ca un medic pe un pacient. Te tratez ca pe oricare alt pasager. Dar poate vă nubilați atunci când zburați. Că moldovenii n-au fost făcuți doar pentru prășit și pentru intrigi. Asta au făcut ăștia din Aeroclubul Chișinău. Sunt șocat de chestia asta. Cu atât mai mult că ei l-au ales președinte, dar nu cred că el a participat la chestia asta. Îmi pare rău că nu mi-a răspuns la telefon și nu a revenit. El e pilot de linii, comandant, e un băiat tânăr, un băiat extraordinar. Îi spune Alexandru Stroi, el e președinte acum Aeroclub acolo, unde, dar eu cred că ei, grupul ăsta de escroci, cred că se acoperă cu Alexandru Stroi, dar el nu-și dă seama încă, băiatul cel. E un pilot, eu mă mândresc cu el, eu îl ador pe băiatul cel. Deci el a fost eleva lui Podubnei ca și mine, mai de mult. El pe urmă a făcut, dar între timp el a devenit comandant de navă, zboară cu Airbus-uri. Și ei s-au acoperit cu dânsul, l-au ales președinte Aeroclubul. Acolo stă o gășculiță din asta care trage sfori și care au, cred că, un pic de altfel de interes, dar asta ne clarificăm pe urmă. Eu v-am spus chestia asta nu pentru a porni cu revoluții împotriva lor, numai asta nu am nevoie. Eu pur și simplu vreau să clarific de ce m-au dat afară din Aeroclub. Ok, mulțumesc. Domnul Mocan, ce este mai sigur, zborul cu avionul sau elicopterul? Cum s-ar putea decola cu elicopterul în caz că cedează motorul? Dumneavoastră pilotați cu elicopterul? Nu. Eu am zburat cu elicopterul. Eu am zburat și pe un Mi-2 și pe un Mi-8 rusești și cu un Robin 44, Robinson, nu Robin, Robin e altceva. Cu un Robinson 44, asta sunt elicopterele cu care am zburat. Am zburat cu diferite aparate de zbor. Mie nu-mi place elicopterul, dar asta e o chestie subiectivă. Eu nu vreau să-i ofensez pe cei care le plac elicopterele. Pentru mine, ca să mă înțelegi, eu în copilăria mea, cât timp mai am? Prelungesc un pic, dar nu-i nimic, că am întârziat. Eu în copilăria mea puteam să mă uit ore întregi la păsările care planau pe curenți de aer. Eu citeam tot ce se putea despre aviație. Eu mă uitam la păsări cum zburam. Eu mă uitam la nori și construiam din nori ăștia, building-urile astea de nori. Visam că eu o să ajung într-o bună zi și o să zbor printre ele și asta fac acum. Nu vă puteți imagina cât e de frumos zborul ăsta printre noi. Veneam acum, era cer senin, dar veneam acum, zboram pe deasupra munților la înălțimea de 3000 de metri deasupra munților Carpați și vedeam căciula asta albă, vedeam peisajele astea extraordinare și aș fi visat să zbor și printre noi, dar zbor aici printre noi. Eu mă uitam la nori și construiam piese de teatru, îi făceam monștri, îi făceam buni, îi făceam răi norii ăștia. Adică, dar în toate visurile mele din copilărie nu încăpea elicopterul ăsta. De ce? Pentru că pentru mie nu-mi plac insectele. Eu am dispreț pentru insecte, deși sunt și ele ființe, mă rog,
Dar nu-mi plac insectele. Și pentru mine, elicopterul ăsta e o buburuză de asta. Buburuza nu, e simpatică buburuza, insecte din astea mai puțin folositoare. Erau insecte de care mă temeam în copilărie, un cartofar de ăsta. La noi îi spunea, eu am auzit diferite denumiri pentru cartofarul ăsta, la noi îi spunea nișcocoriță, îi spunea chiar așa, adică mișcocoriță, nișcocoriță. Am auzit din altă parte, altă denumire. În fine, sunt mai distrat astăzi. În fine, nu mai țin minte. Deci diferite denumiri sunt pentru animalul ăsta. Pentru mine e un fel de nișcocoriță, de ce e elicopterul, dar e subiectivă chestia asta. Acum, dacă vă interesează cum zboară elicopterul, elicopterul zboară un pic altfel decât avionul. Elicea lui nu-i chiar aripă. Da, fiecare paletă în parte e un fel de aripă, dar el, trebuie să știți că el poate ateriza chiar dacă se oprește motorul, pentru că elicea asta de deasupra poate fi trecută în regim de autoturații, iar regimul ăsta de autoturații creează sub ea forță portantă. E o chestie mai complicată aerodinamic să vă explic. Eu cunosc aerodinamica elicopterului, vă zic că am zburat, dar nu sunt interesat de zbor cu elicopterul. Dar vă spun doar că elicopterul tot poate ateriza la planare, adică poate plana cu elicea aceea, creind sub elice, datorită vitezei pe care i-o dai orizontale, creează sub elice forță portantă și piloții experimentați pot aproape de pământ să facă ceea ce numim noi în aviație în engleză flame, în slang-ul românesc e îndulcire, să tragă o manetă și să creeze o forță portantă mai mare și să-l aterizeze cât de cât compensat. Opa. Domnul Ocanu, de ce Voronin în 2002 totuși nu a acceptat să treacă la studiere limbii moldovenești și a istoriei Moldovei? Era un proiect de lege, a fost din cauza protestelor. Mai multe motive. Deci, unul din motivele din care cauza nu s-a întâmplat nici asta, multe alte lucruri nu s-au întâmplat, este pentru că Voronin vroia să stăpânească totul. Eu de această caracteristica lui Voronin m-am folosit în interes european al Republicii Moldova. El a fost într-o sală unde s-au adunat pro-europeni, scriitori, la o serată a lui Vieru, unde a spus eu sunt naționalist, discurs pe care l-am scris eu, iar după chestiunea aceea, Tkăciuc a reușit să-l convingă că eu îl duc pe o cale greșită și că eu îl aduc pe un segment al alegătorilor din Republica Moldova, îl aduc și îi reduc sprijinul de la partea comunistă. Și atunci el a renunțat la lucrul ăsta. Ori Voronin avea instinctul stăpânirii de pline și el căuta ca vânătorul fiara în pădure cum să stăpânească totul, inclusiv pe cei care se declarau români, fără, doar să-i utilizeze, fără să le facă ceva bun pentru ei. Cam cum încearcă să facă și Maia Sandu, dar Maia Sandu nu are ceea ce avea Voronin. Chiar dacă ea e pro-europeană, iar Voronin a fost pro-european de conjunctură, tot din dorință de a stăpâni, dar ne-a folosit chestia aceea. Ce părere aveți despre refuzul cecului pentru partidul nostru de a colecta semnături? O să ne referim altă dată. Eu cred că asta e o aventură proastă. Domnul Mocanu, cum credeți cine va fi candidatul proruștilor la prezidențiale și cine va fi președinte? Nu știu cine va fi președinte, nu mă apuc să ghicesc. Candidatul pe care și-l dorește Maia Sandu este Dodon, pentru că numai de la el ar putea câștiga, dar mai vedem. Cum s-a făcut că au câștigat agrarienii? Cine a trădat în acea mișcare națională pentru independență? Unde era Occidentul atunci? De ce a permis revenirea comuniștilor la putere? Deci Occidentul nu votează în Republica Moldova. Iar mai multe greșeli care s-au făcut atunci și mai multe ezitări, mai mult oportunism care a fost atunci, a făcut ca la guvernare să vină dușmanii independenței Republicii Moldova. E mult de vorbit aici, o să revenim la subiectul ăsta. Cine e mai bine să
Cum e mai bine să ignori mersul la alegeri sau să mergi și să invalidezi votul, votând variante multiple, pe principiul să fie prezență la vot în statistici, dar să nu dai votul tău cuiva? Dar pentru ce vă trebuie statistica asta? Eu nu vă înțeleg. Chiar nu vă înțeleg. Noastră aveți dreptul să nu mergeți la vot. Așa cum aveți dreptul garantat să votați, așa aveți dreptul să nu mergeți la vot. Iar idioția asta care v-a băgat-o în cap, domnule, dumneavoastră decideți în ziua alegerilor dacă nu mergeți acum sau niciodată. Deci, hai vorbim pe subiectul ăsta, că mai avem până la alegeri, timp și... Bunii mei prieteni, slavă Domnului că avem canalul ăsta pe care am putut să transmit, pentru că am avut o problemă la computerul de unde transmit emisiunea. Dar tot rău aduce bine, pentru că eu acum înțeleg că de la computer, de la notebook-ul meu, adică mai am o cale de acces spre dumneavoastră, tehnică, în caz că am reușit să remediem chestia asta în câteva momente. Vă doresc o seară bună, vă aștept miercurea viitoare, dar înainte de miercuri, în fiecare marți, urmăriți podcasturile noastre cu Daniela Bodruc, pe care vă promit eu, după ziua de ieri, unde am văzut-o pe Daniela așa cum o știu eu și cum știu că poate fi și mai bună decât ieri, emisiunea o să fie interesantă în timp. Deci noi o să-l facem podcastul ăsta în fiecare marți cu Daniela Bodruc, iar pe urmă o să dezvoltăm proiectele astea ale noastre. Poate pe urmă găsim și alții care vor dori să vină în alte podcasturi ale mele și ale Danielei Bodruc cu care să discutăm de aici, posibil din afară, vedem cum merg lucrurile. Eu însă cred că nu pur și simplu că eu îmi dedic acum mult timp aviației, dar o să încerc să vă atrag și pe dumneavoastră, cei care v-am atras aici în politică, cu dragostea mea pentru aviație, să încerc să vă atrag și pe tărâmul ăla, să vă chem să zburați cu mine. Este și o ocazie bună să mă cunoașteți, pentru că foarte multă lume care vine să zboare cu mine spune, dar vă vedem altfel aici. Dar eu spun, dar păi eu aici nu lupt cu nebunii. Eu aici îmi trăiesc visul vieții mele și alături de mine poate trăi oricine visul ăsta. Iar zborul este o chestie pur și simplu minunată. Și eu mai am o glumă când zbor. Zic, asta e o glumă, luați-o ca o glumă. Eu le spun, zic, băi, în aviație, iertați-mă de naturaleța momentul ăsta, dar o să-l apreciați, cred. Băi, zic, dar în aviație e aproape la fel ca și în politică. Mie mi se întâmplă aceleași lucru ca și în politică. În politică unora le place extraordinar de mine, iar altora le-i greață. La fel se întâmplă și în aviație, numai că un pic altfel. Unora care le-i greață ar putea și să le placă, pentru că starea de imponderabilitate și alte stări pe care le are, starea de imponderabilitate, dar și de suprasarcină pe care le suportă omul în timpul zborului, deranjează un pic aparatul vestibular a omului. Și oamenii care nu au un aparat vestibular foarte bine dezvoltat au anumite stări de greață. Dar am întâlnit oameni care aveau rău ăsta de avion, dar în același timp aveau bucuria mare de a zbura și îmbinau acest gest involuntar cu cuvinte frumoase pentru clipele de bucurie pe care le-am dat eu acestor oameni alături de mine într-un avion. Veniți și zburați. Abonați-vă la canalul meu de YouTube al Danielei Bodruc, care se numește La Sicora, și urmăriți podcasturile noastre, a mele și a Danielei Bodruc, și emisiunea de astăzi. Vă zic o seară bună și vă aștept marța viitoare și pe urmă miercurea viitoare.